Bună seara, stimați telespectatori, sunt Deniz Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Îl am alături de mine în această seară pe umoristul Toni Grecu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Denis! Bună seara, doamnă și domnilor! Bună seara, invitaților tăi! Noștri! Invitaților noștri invitaților în această dumneavoastră, seară. Care sunt eu. Deci mi-am dat și mie bună seara din bun simț. Așa. M-am băgat în seamă, te rog. Despre dumneavoastră știm așa, sunteți fondatorul grupului Divertis, una dintre Unul cele dintre mai ei, da, cunoscute trupe de umor din România. Sunteți de profesie inginer. Da. Dar scena v-a atras încă din studenție și v-ați dedicat practic întreaga viață divertismentului. Chiar dacă numele dumneavoastră este sinonim cu umorul de calitate, dumneavoastră vă autocaracterizați ca fiind un om mai degrabă sobru și pesimist. Sunteți specialist în satiră politică, iar condeiul dumneavoastră i-a vizat pe cei mai mari politicieni ai României din ultimii 30 de ani. În plan personal, ați văzut, am lăsat planul personal undeva spre Sună bine, final. Continuu, îmi place, așa. Da. Sunteți căsătorit și aveți un fiu. Da. Astăzi, la 40 de întrebări, mi-a plăcut tare mult ca telespectatorii mei să reușească să îl cunoască pe omul din spatele umoristului Toni Grecu, dacă o să mă lăsați, desigur. O să vă las, dacă aveți îndrăzneală suficientă și capacitate de a deschide coaja în care sunt învoluit. Noi cu îndrăzneala nu operăm, cu mult respect și cu informații, sper eu precise. Eu sunt de acord și cu respectul, iar deși de multe de ori respectul este nu este suficient. Trebuie să, ca jurnalist trebuie să fii și incisiv, adică să... Mă înțelegi ce vreau să spun. Avem 40 de întrebări. Mă înțelegeți ce vreau să spun, scuze. Pornim? Da. Bine. În 1981 ați înființat trupa Divertis, alături de colegii de facultate Doru Antonesi și Florin Viorel Constantin. Despre numele trupei, Doru Antonesi a spus: numele e dat de Toni și nu l-am înțeles multă vreme. A venit într-o după-amiază la noi și a zis: gata, știu cum ne vom numi, Divertis. Are cineva o altă idee? Noi am ridicat din numeri și așa a rămas. Divertis a devenit în timp sinonim cu umorul de calitate în România. Vreau să știu cum v-a venit ideea numelui Divertis. Urmează întrebarea. Sunteți părintele celei mai bune trupe de umor din România? Sunt unul dintre părinții, de fapt sunt părinte 1, că mai este și un părinte 2 și un părinte 3. Noi suntem 3 părinți și din cauza asta trebuie să ne punem numere, se potrivește, fiind toți bărbați, de fapt nu știu dacă suntem chiar toți bărbați. În condițiile de astăzi e o problemă cu genul, vreau să spun, dar în principiu suntem 3 indivizi, părinte 1, părinte 2 și părinte 3, care au format inițial grupul Divertis. Numele l-am dat eu. Este, de fapt, un nume pe care nu l-am inventat eu. Când eram elev în liceu, îmi plăcea să îmi fac lecțiile ascultând radio și pe vremea aceea era o rubrică care se chema Divertis Club. Uh-huh. Eram fanul acelei rubrici. Peste ani am zis, bă, stai puțin, e o potriveală între ce ascultam eu la radio. Era o rubrică de diverse. Uh-huh. Curiozități, mă rog, la radio. La radio... România era singurul radio, altul nu mai era. Radio România Actualități. Nu se chema așa, cred că se chema Radio România sau Radio Republica Socialistă România. Nu mai știu cum se chema atunci. În fine. Și așa a primit grupul format din cei 3 oameni, numele de cei 3 colegi studenți, numele de divers. Întrebarea era dacă sunt părintele celei mai bune trupe de umor. Eu nu știu dacă e cea mai bună trupă de umor, că nu-mi pot permite să dau eu astfel de calificative. Dacă publicul zice asta, da. Dacă publicul nu zice asta, tot da. Mulțumesc.
Chiar dacă românii vă cunosc ca umorist, în viața de zi cu zi spuneți că sunteți diferit și că sunteți un tip trist. Vă citez. Nu suntem ceea ce părem. Nu sunt un om exuberant, dement, care face poante. Sunt așezat, foarte pragmatic, uneori pesimist. Ba mai mult, când sunteți obosiți sau obligați să înghițiți glume inadecvate, chiar vă pierdeți umorul. Vă citesc din nou. Sunt ca un muncitor care la locul de muncă manevrează o unealtă, să spunem un ciocan. Și 8 ore pe zi bate cuie cu ciocanul ăla, iar când pleacă de la muncă, nu mai pune mâna pe ciocanul de acasă, că i s-a plecat. Tot așa și cu glumele. Le fac la birou, pe platou, în spectacol. Acasă nu pot continua în același mod. Urmează întrebarea. Este umorul doar o profesie pentru dumneavoastră? Cred că e mai mult de o profesie. Cred că depășește un pic granița profesiei. E o pasiune. Și atunci când pasiunea devine egală cu profesia, înseamnă că Dumnezeu... Te iubește. Te iubește. Cam asta e ideea. Adică, eu am fost și inginer. Știu. Pe mine profesia de inginer nu m-a iubit prea tare și nici eu n-am iubit-o prea tare pe ea, deși am fost un bun meseriaș, ca să zic așa. Mi-am făcut treaba cu destulă credință, dar nu am avut suficient talent pentru meseria asta. Am făcut o școală foarte bună, care m-a pregătit și care a contat foarte mult în devenirea mea viitoare și, culmea, a contat foarte mult în partea asta artistică a vieții mele. Pentru că vorbim. O să vorbim despre asta. Ok. Deci, cam asta e ideea. Umorul e egal pasiune, e egal profesie. Deci, e mai mult decât profesie. Mulțumesc. V-ați născut pe 10 decembrie 1959 la Iași și ați fost botezat Anton. În calendarul ortodox, Sfântul Anton sau Antonie cel Mare este prăznuit în fiecare an pe 17 ianuarie și este considerat sfântul care îi scapă pe cei credincioși de farmece și de blesteme. Dumneavoastră v-ați arătat întotdeauna respectul față de religie și, în ciuda profesiei, nu ați făcut niciodată glume pe seama lui Dumnezeu. Vă citez. Mai trebuie să te respecti și pe tine. Se poate glumi despre orice, cu o singură excepție. Cu Dumnezeu nu poți face glume, așa cum nu poți face glume rasiale sau glume macabre cu oameni bolnavi, cu oameni cu probleme. Urmează întrebarea. Ce vă oprește să faceți mișto de Dumnezeu? Sufletul. Ce să mă oprească altceva? Omul poate face mișto de orice, dar dacă are o limită, înseamnă că, adică o limită impusă, să spunem, fie de educație, fie de credință, fie de morală, înseamnă că respectă limita aia, respectă credința, respectă educația, respectă morala, pe care a primit-o de la familie, da? Educația a primit-o de la familie, pentru că nu... Cam asta se întâmplă. Noi preluăm ce ne este transmis de părinții noștri, de bunicii noștri și așa mai departe. Și am zis așa, poți să râzi de orice pe lume, de orice e omenesc, cu excepția a ceea ce nu poți atinge și nu poți vedea. Dar să știi că am constatat că sunt foarte mulți umoriști care depășesc această limită și o fac chiar cu mare succes. Am preferat să rămân în zona asta, mai puțin implicat, adică umorul mai puțin implicat, religios, deși am făcut foarte multe glume și fac foarte multe glume cu slujitori, care nu întotdeauna își respectă mandatul pe care îl au. La preoți. Pentru că sunt oameni, da, la ei mă refer. Pentru că sunt oameni. Și pentru că e normal să greșească și ei, așa cum greșim cu toții. Deci, râdem despre păcate, râdem despre toate lucrurile anormale pe care le facem noi și se întâmplă în jurul nostru, pentru că ăsta este rostul râsului, da? De Dumnezeu știi de ce nu râd? Pentru că este singurul care a făcut cea mai bună glumă din lume pe om.
Mulțumesc. Încă din copilărie ați dovedit înclinații tehnice, iar tatăl dumneavoastră v-a dus la cercul Tânărul Electronist. În timpul liceului v-ați descoperit și latura artistică. Vă citez. Din clasa a noua am susținut mici reprezentații cu un caracter vesel și strângăresc în fața colegilor de clasă. În clasa a 12-a am debutat pe scenă într-un spectacol de teatru. Ați urmat Facultatea de Electronică și Telecomunicații, dar în paralel ați fost membru al grupurilor umoristice Asterisk și Ars Amatoria, pentru ca ulterior să înființați trupa Divertis. După absolvire, v-ați angajat ca inginer, ați spus așa: am fost un electronist și un inginer corect, dar fără sclipire. Mă plictiseam și am abandonat. Astfel, latura artistică, umoristică, a devenit principala mea activitate din care să-mi câștig existența. Urmează întrebarea. Ce v-a dat curajul să pariați pe divertisment? Ce întrebare? Asta a venit de la sine. Adică cred că trebuie să-l invocăm din nou pe cel de sus, că doar el poate răspunde la asta. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Vine de la sine, vine din interior. Când ai o pasiune, nu poți să te întrebi de ce îmi place să pescuiesc. Bă, îmi place să pescuiesc, că îmi place să pescuiesc. De ce îmi place să colecționez șervețele? Bă, pentru că îmi plac șervețelele. Îmi pun probleme de asta. De ce mi s-a deschis calea asta spre divertisment? Mă, dintr-un context, e o înșiruire de evenimente, de întâmplări, de situații, de elemente, care creează, a creat premisa asta, da? Ca eu să devin un individ care să evolueze în zona asta a divertismentului. Bine, rău, nu contează. Viața m-a împins aici. Viața și focul interior. Atenție! Căci unii oameni au foc interior. Nici nu-și dau seama de asta. Cel mai important lucru este ca să și-l descopere. Cred că fiecare om de pe pământ are un foc interior. La ce vârstă vi l-ați descoperit? Prin liceu. Și prin liceu. În liceu, în jocurile din clasă, cu colegii, făcând glume. Am avut o clasă extraordinară în liceu. Știu, am văzut. Cu niște oameni senzaționali. Vorbim. Foarte haioși. Da. Și de acolo a plecat totul. Adică din liceu a plecat totul. Uh-huh. Da. Bine. Mergem mai departe. Puțin oameni înțeleg legătura dintre un inginer și un umorist. Dumneavoastră ați spus și vă citez. Umorul funcționează după niște scheme și rețete. Exact ca un proces tehnologic. Dacă gluma nu e construită așa cum se cere, comedia devine apă de ploaie, iar apa de ploaie e bună în agricultură, nu pe scenă. Trupa Divertis s-a născut în perioada comunistă, atunci când cenzura făcea legea în România. Dumneavoastră ați explicat așa. Mediul universitar era un pic mai relaxat, totul în mod deliberat. Era o supapă prin care se eliberau niște tensiuni ca să nu iasă oamenii în stradă. Este cunoscut faptul că mulți dintre artiștii care s-au lansat în perioada comunistă sunt la bază ingineri. Îi amintesc aici pe Mugur Mihăescu, cel care a înființat grupul Vacanța Mare, pe Dan Bidman sau pe Cristi Minculescu, soliștii unor trupe rock. Urmează întrebarea. De ce transforma comunismul inginerii în artiști? Dar nu doar pe ingineri. Comunismul, și nu acum pe bune, nu ar fi fost bine dacă îi transforma pe toți inginerii în artiști. Pe unii a făcut politicieni. Pe mulți a făcut politicieni și pe cei mai mulți, sau pe foarte mulți, i-a făcut mediocri, pentru că i-a pregătit, a investit în ei și nu le-a dat șansa să evolueze profesional la cele mai înalte cote, pentru că industria românească era foarte, foarte slabă din punct de vedere tehnic, tehnologic. Eu, ca inginer, când după Revoluție, am constatat, atenție, că lucram la niște instalații de calcul, fiind inginer de calculatoare la fabrica de calculatoare în București, depășite de 30 de ani. Deci, eu, ca inginer, reparam niște gunoaie aduse de sistem, de regim, de prin Europa, deversate în România,
pe care o mână de oameni foarte talentați și foarte buni trebuiau să le recondiționeze și să doteze cu ele centre de calcul din toată România. Ce să fac eu cu meseria asta după 1990, când am constatat că o masă de memorie, uite așa de mare, de două ori mai mare decât masa asta, care avea capacitatea de memorie 2 ori 300 de megabytes, încăpea într-un dreptunghi atât. Atât. Winchester se chema dreptunghiul ăla pe care l-am văzut eu după 1990. Și am zis, băieți, ce facem noi aici? Ce meserie e asta? Vă mai dau ce timp. Ce tehnică e asta? Ce să mai îmi dai timp? Că... Deci ați ajuns artist de nevoie. Am ajuns artist pentru că am constatat că ingineria m-a făcut de râs pe mine și eu am făcut-o de râs pe ea. Și am zis că de ce să ne facem de râs așa unii pe alții fără să scoatem niciun profit din chestia asta? Bine. Deci industria de calculatoare s-a prăbușit și eu m-am dus acolo unde m-a chemat focul interior. Mulțumesc. Tu n-ai foc interior? V-ați născut și ați copilărit într-o familie obișnuită. Tatăl dumneavoastră a lucrat ca tehnician energetician la o întreprindere agricolă de stat, iar mama s-a ocupat de creșterea dumneavoastră și a fratelui mai mic. V-ați trăit întreaga copilărie în comunism și ați spus că era mare bucurie atunci când reușați să puneți mâna pe o sticlă dintr-o celebră băutură carbogazoasă, vă citez. Când aveam câte o sticlă de suc, făceam o gaură cu un cui prin capac și savuram cu picătura. Nu era celebră, era suc-suc. Ne ținea sucul ăla câte 2 ore. Da. Iar înghețata o mâncam cu tot cu hârtie. Nu, băgam hârtia în hârtia, gură, exact. Și sugeam ambalajul, exact, până când rămânea doar fibra. Celuloză. Astăzi, da, avem de toate. Urmează întrebarea. Are capitalismul un gust mai bun? Nu-ți ajunge emisiunea asta, nu va ajunge emisiunea asta ca să... Mai facem una. Dau eu răspunsul la această întrebare. Încercați. Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Dacă ai un portofel plin cu bani, capitalismul eu are... Eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Nu, eu... Din perspectiva noastră. Eu spun din... și... Dăm voie să dau răspunsul care îmi vine mie în cap. Dacă ai portofelul plin, capitalismul are un gust grozav. Dacă l-ai gol, ești nostalgic după comunism. Și nu o să-ți placă deloc capitalismul. Deci depinde de norocul fiecăruia și de portofelul fiecăruia. Este foarte subiectiv răspunsul. Dar problemele și necazurile și neajunsurile, mai bine zis, pe care le-am avut în perioada de dinainte de Revoluție, în perioada comunistă, sunt de altă natură astăzi. Nu se compară, nu pot să compar aceste două lucruri. N-ai cum. Dar eu pot să spun așa, că astăzi, în România, sper să nu mai existe copii care să sugă hârtia de la înghețat și să bea suc prin gaura făcută, prin dopul de tablă de la stic. Sper. Și eu. Mergem mai departe. Vă citez. Copilăria mi-am petrecut-o într-un cartier sărac, un fel de semi-mahala, populat cu oameni simpli și foarte veseli. Meșteșugari, muncitori, babe, moșnegi, bețivi, romi, cu gașca aferentă de plozi neastâmpărați și pușpeșotii. Acolo se află un anume gen de umor care țâșnește din inima târgului românesc. Așa ați explicat de multe ori originea ironiei, a umorului și a personajelor pe care le-ați adus pe scenă și pe micul ecran. Ați povestit că mahalaua a rămas în suflet, chiar dacă ea a dispărut în timp, vă citesc din nou. În locul oamenilor simpli au venit arabi, oameni cu bani. Mahalaua s-a transformat într-un cartier de case mari și frumoase, pe aceleași străzi mici, desfundate și prăfuite. Urmează întrebarea. Ce vă lipsește din Mahala? Din Mahala îmi lipsește veselia. Veselia aia foarte ecologică, pură. Râdeam de dimineață până seara.
lumea era extraordinar de prietenoasă, ca să zic așa. Nu erau invidii de astea pe uite ce mașină și-a luat ăla, uite ce casă are ăla, uite câți bani are ăla, pentru că nimeni nu avea nici mașină, nici casă, nici bani. Că casele erau niște case normale, mașini nu existau, bani nici atâta. Aveam alte probleme. Nu, trebuia să ne consumăm timpul în alt mod. Noi copiii, că vorbesc din perspectiva vârstei mici. Eu doar în partea de copilărie am locuit în contextul de care spui și am avut șansa să trăiesc într-un mediu foarte vesel în care am întâlnit niște tipologii pur românești care mi-au rămas întipăite în minte. Cum ar fi? Și cum ar fi bețivul. Am avut pe strada aia niște exemplare de bețivi incredibile. Deci, Nea Dionisie, Doamna Jana, Nea Bârliga și alții, și alții, și alții, care fiecare avea stilul lui de-abia. Doamna Vlad, nu mai spun, de rândunel. Și nu pot să vă povestesc, din păcate, pentru că suntem la televizor, lucruri. Dar e atât de savuros ce am trăit în perioada aia și mi-a rămas atât de bine înfipt în cap. De ce? Pentru că era totul pe veselie. Era dale carnavalului, de dimineață până noaptea. Bine, mulțumesc. Ați fost un copil mereu pus pe șotii și mari obrăznicii, vă citez. Eram tot timpul călare pe gardurile vecinilor. La furat de fructe, zarzăre, caise, struguri, spartul geamului cu mingile era la ordinea zilei. Cel mai mult am văzut vă plăcea să vă jucați imitând personaje celebre. Ați povestit așa. Ne inspirau personajele din Planeta Giganților sau Pierduți în spațiu și dacă ești Robin Hood, poți să dărâmi o magazie sau riști să dai foc la casa vecinului. Supereroii pot orice. Vremurile s-au schimbat. Copiii de astăzi se joacă altfel, dar cu siguranță supereroii au rămas. Chiar dacă poartă alte nume și probabil alte veșminte. Vă provoc la un exercițiu de imaginație. Urmează întrebarea. Ce supererou ar fi astăzi Tony Grecu? Spider-Man. Fără discuție. Deci, pe blocuri, să mă agăț cu pânzele mele, să salvez lumea, să fac bine. Ai, ce mi-ar plăcea, dar cine îmi dă mie puterea aia, în afară de imaginație? Cine mi-o mai dă? Spider-Man. Ai auzit de Terry la front? N-ai auzit. Ăsta era un supererou dintr-un serial de televiziune francez care avea ca armă praștie. O praștie de aia, nu de asta cu crăcană, știi? Că sunt praștii de astea cu elastic, pac! Știi? Și avea o praștie de aia cu două bretele, da? Și cu un petec de piele în care puneai piatra și o roteai deasupra capului, dădeai drumul la o bretea și piatra sără, da? Conform unei legi simple ale fizicii, da? E vorba de forța centrifugă, da? Cu tangentă la traiectorie, mă rog, nu mai contează. Toți copiii, în timpul acelui serial, aveau prăștii. Toate geamurile din cartier erau sparte. Deci, noi transpuneam în viață ce vedeam la televizor. Pe bune. Acum, cum să se joace copiii de Spider-Man? Eu cred că dumneavoastră ați reușit, sincer. Da, dacă aș fi copil, nu, probabil că da. Bine, și asta nu-i nimic. Poveștile sunt mult mai multe și mult mai interesante. Dar nu avem noi timp acum, că uite, s-a oprit cronometru. Mergem mai departe.
Pentru că v-a plăcut școala și ați învățat bine, ați fost admis la liceul Costache Negruții din Iași, unul dintre cele mai prestigioase din țară, unde au studiat marele critic și istoric literar Eugen Lovinescu, scriitorul Demostene Botez, actorul Radu Belican și chiar și fostul președinte Traian Băsescu. Deci, n-aveam cum să nu... Elevii liceului erau aspru pedepsiți pentru năzbâtiile lor. Vă citez. Dacă făceam o prostie gravă și făceam, de pildă, am avut o tentativă să aruncăm catedra pe geam de la etaj, în capul trecătorilor de pe trotuar, ne scădeau notele la purtare și ne tundeau zero. Asta era una dintre pedepsele cele mai dure. Te făceai de râs în toată școala că se știa de ce un elev este tuns zero. Acum, vreau să știu de câte ori ați fost tuns la zero drept pedeapsă. Urmează întrebarea. Când ați devenit un om serios? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu știu dacă am devenit un om serios, deși sunt un om serios acum pe bune. Da. Depinde din perspectiva cui. Din intro respectiv, mă așteptam la o altă întrebare. M-ai luat așa prin surprindere, probabil că asta este și schema emisiunii. Știi? E o vorbă. Așa se întâmplă când una spui și altceva gândești. Adică, asta este cu ghilimele. Așa se întâmplă când faci un preludiu și la urmă pocnești cu altă întrebare. 40 de întrebări. Așa, da. Deci, când am devenit așa serios, cred că odată cu trecerea timpului și în momentul în care am constatat că trebuie să am grijă de mine și de cei din jurul meu din punct de vedere profesional. Nu să am grijă neapărat eu de ei, că oamenii au grijă lor, nu trebuie să... Dar eram într-un context, sau am fost într-un context care mă obliga să fiu foarte clar și serios și sobru. Că una este să faci glume pe scenă și alta este să semnezi contracte, de exemplu. Și când am început să semnez contracte, atunci partea cu râsul s-a cam oprit, pentru că un contract e o chestie serioasă. Dar nu mi-ați spus de câte ori ați fost un la zero. A, odată. A. Odată. Am fost odată, că a fost toată clasa tunsă odată la zero. Și mulțumesc. Din cauza că... Timpul a expirat. Ne împușcam cu boabe de orez. Mergem mai departe. Din tuburi de pix. Știi? Suntem în afara timpului. Gata. Era interesant. Cred. Dar nu mai avem timp. Ați urmat cursurile Facultății de Electronică și Telecomunicații din Iași, unde ați reușit să intrați în ciuda concurenței acerbe. Ați povestit că în timpul studenției cea mai mare extravaganță a dumneavoastră a fost să vă lăsați barbă. Una dintre extravaganțe. Vă citez. Am purtat-o în toată perioada studenției. Înainte de 89, tinerii care purtau barbă erau considerați niște ciudați, niște nonconformiști. De aceea am purtat și eu barbă, ca să îi enervez pe comuniști. Vreau să știu ce ați pătimit în comunism ca să reușiți să purtați barbă. N-am pătimit. Adică am pătimit ceva, am pătimit un pic. Ținând cont de faptul că telespectatorii vă cunosc doar cu mustață, urmează întrebarea. De ce ați dat barba pe mustață? Explicația. Era o modă în spațiul studențesc ca băieții să poarte barbă, fetele să poarte mini și băieții să poarte barbă. Se enervau foarte tare secretarii de partid și indivizii care, mă rog, pentru că nu corespundeam profilului de comunist. Comunistul trebuie să fie un om, cum era tovarășul, știi? Bărberit, tuns, frumos, frezat, muncitor, cinstit, luptător, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate. Nimic din toate astea. Eram exact pe dos. Nici nu vroiam să fim așa.
Dar ne vedeam de treabă, școala făceam. Și făceam școală pe bune. Ați spus totuși că ați pătimit, nu? Am pătimit un pic, dar după facultate. Când am ajuns în câmpul muncii, ca inginer la poșta din Bacău, unde într-o toamnă frumoasă... Cu barbă erați. Cu barbă. Așa. Frumos, un băiat ieșit din facultate, cu barbă mare, așa, până pe piept. Am un hipster de la... Umblam cu pălării pe cap, cu... M-au dus cu colectivul de la poșta din Bacău la depănușat porumb pe câmp. Că nu erau destui țărani în zonă și scoteau oamenii din câmpul muncii și îi duceau cu autobuzele pe câmp să ajute la... la strângerea recoltei. Și ajungeam acasă cu pănuși. Vă mai dau timp, prin așa? Barbă și mă scărpinam, nu mai suportam. Și am spus, frate, gata. Studenția s-a terminat, am intrat într-un alt capitol al vieții. Nu pot să mă târie ăștia pe câmp să depănușez porumb și să mă mănânce chestia barba. Asta. Și ați rămas oricum în stață. Și m-am bărberit. M-am bărberit ca să pot să... Bine, nu te gândi că munceam prea tare și depănușeam prea mulți porumbi. Nu, stăteam și fumam pe lângă căpițele alea, sau cum se cheamă, glugile alea, știi? Și râdeam foarte deci mult. Deci vă place cu mustață? Nu, că și cu mustața e o discuție, să știi. N-avem timp, dacă totuși reușiți să vă încadrați în... Mustața... A fost mult mai stufoasă și nu mai e, că nu vreau să mai port mustață stufoasă, din cauza lui Dragnea, lui Liviu Dragnea. Pentru că atâta mișto s-a făcut de mustața lui Liviu Dragnea, că am zis, băi, e ceva, e o problemă aici cu mustața aia, că tot zicea că mai povesti chestia asta. Că are mustață de frizer, că are mustață de tractorist. Și am zis, bă, ce... Adică, noi semănam la mustață. Liviu Dragnea spunea, apropo de... mustață. N-am nimic cu Liviu Dragnea. Eu mă refer la miștoul care se făcea pe seama mustățiului și am spus, bă, gata. Lăsăm și pe asta așa să fie foarte soft. Gata și timpul nostru merge mai departe. Mulți dintre invitații mei au spus că armata a fost un mediu care i-a maturizat și în care unii chiar au devenit bărbați. Dumneavoastră ați făcut serviciul militar obligatoriu la Brăila și, contrar celorlalți, ați declarat, vă citez, în armată mi-am dat seama că prostia este infinită și nu are leac. Vreau să-mi povestiți ce a trebuit să îndurați pe perioada armatei și aș vrea să știu ce părere aveți despre introducerea serviciului militar voluntar, atât în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor. O idee care a fost recent lansată în spațiul public și care vine într-un context în care prim-ministrul României este general în rezervă, iar la graniță în Ucraina situația este tot mai tensionată. Urmează întrebarea. Poate armata să ne apere? Nu pot să dau un răspuns sincer. De ce? O să spun o minciună. Da. Și acum cu răspunsul sincer? Suntem prea mici și prea mărunți. Războaiele nu se mai duc așa cum am învățat noi în armată, războiul întregului popor. Nu mai există asta. Asta era în mintea comuniștilor, că să ne ridicăm toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la vlătică până la opincă, și să formăm armata și să eliberăm țara de dușmani, dacă or veni ei. Nu. Războaiele acum sunt mult mai... perfide. Cred că și acum noi suntem într-un război, dar nu ne dăm seama. Cotropirea unui popor nu se mai face cu tancuri, cu asta o fac rușii ca să facă zgomot și să-și obțină niște... Bine, povestiți-mi cum a fost în armată. De ce ați tras concluzia că prostia este infinită? Ca să înțelegeți bine despre ce e vorba, ar trebui să povestesc mult și nu avem timp în două minute. Pot să dau doar un exemplu. Am fost șeful pichetului de pompieri din cadrul unității militare, pichet format din 9 soldați la termen redus.
Eu, ca șef de pichet, trebuia să instruiesc pichetul și să-l pregătesc de lupta contra incendiilor. Și din când în când aveam inspecții cu maiorul Vrabie. Maiorul Vrabie venea, ne alinea în fața unui rastel cu lopeți, târnăcoape și furtune și ne ținea instructajul. Și la întrebarea soldat, vă dau timp. Deschide rastelul să scoatem furtunul. Răspunsul era: e închis, tovarășe major. Deschide-l. Nu avem cheia. Unde este cheia? La Deceanu. Unde este Deceanu? S-a dus să aducă ziarele din oraș. Atunci, zice maiorul, scoateți toporul din pichet și spargeți pichetul. Mulțumesc. Și asta e doar una dintre multele povești care s-au întâmplat atunci. Arde copacul mare, zicea. Arde copacul mare. Mergem cu prima întrebare roșie. Arde copacul, trebuie să spun asta. Lasă-mă să spun pe asta. Nu vrei să spun pe asta? Mai târziu. Păcat. Întrebare roșie, da? Da, roșie. După facultate ați devenit, vă citez, un băiat cu o diplomă în buzunar și o valiză cu haine în mână. Sistemul comunist v-a repartizat în Bacău, unde ați lucrat ca inginer de telecomunicații pentru Poșta din Comănești. Ați rezistat doar 6 luni pe acel post, în care ați spus că v-ați plictisit îngrozitor. Noroc cu tatăl dumneavoastră, care v-a susținut să obțineți un serviciu foarte bun la fabrica de calculatoare electronice Felix din București. Vă citez. L-a costat pe tata niște cartoane de ouă și niște vin, pentru că așa era atunci. Urmează întrebarea roșie. Câte uși ați deschis cu șpagă? Nu, eu n-am deschis uși cu șpagă. Tata a deschis, că dacă nu era el, probabil că încă eram pe la Comănești. Și... Prin porumb. Ce frumos a fost la Comănești. Cred. Locuiam în căminul de nefamiliști. Deci nu ați dat șpagă niciodată. Nu, am dat șpagă, cum să păi, nu. Tocmai v-am întrebat. Dar n-am deschis uși. Ați deschis? Am dat direct, nu prin uși, am dat-o direct în buzunar, nu. Cui? Și pentru ce? Pentru diverse lucruri. Așa, dacă este mărunte, chiar șpăgi mari, nu am dat niciodată. De astea, să-mi dea voie portarul să urc în spital când era tata bolnav. Să... rezolv niște probleme pe la primărie, dar lucruri absolut nesemnificative. Nu am dat, n-am mituit niciodată la nivel mare, că n-am avut nevoie și nu am fost în situații de gen să obțin de la primărie autorizații sau nu știu, chestii de pe la ministere sau ceva. N-am avut ocazia și mulțumesc Dumnezeu, e bine așa. Bine. E bine așa. Mulțumesc, mergem mai departe. La sfârșitul anilor 70, Cenaclul Flacăra era un fenomen național care aduna 10.000 de oameni la fiecare spectacol. Ați făcut și dumneavoastră parte din celebrul Cenaclu cu trupa Divertis. Timp, da. Dar ați spus, a fost cea mai dură experiență artistică pe care am trăit-o vreodată. O nenorocire, un delir. A fost un singur turneu timp de 2 săptămâni, am câștigat echivalentul unui salariu. Dan Bitman a vorbit în termeni la fel de duri despre experiența în Cenaclul Flacăra, îl citez. Ce am văzut acolo a fost înfiorător pentru demnitatea umană. Oameni care îi cădeau în genunchi și îi pupau tălpile lui Adrian Păunescu, plângeau ca niște copii. Adrian Păunescu era genul de dictator căruia îi plăcea să umilească oamenii, să-i calce în picioare, efectiv să le strivească personalitatea. Urmează întrebarea. De ce spuneți că Cenaclul Flacăra a fost o nenorocire? Nu, pot să spun că a fost o nenorocire, nu, să nu ne înțelegem greșit. A fost o nenorocire în contextul în care eram eu atunci și eram noi atunci. Da, el a fost un fenomen uriaș pentru România. Era locul care aduna zeci de mii de oameni în spectacole pe stadioane și peste tot în România, unde ajungea, era wow. Nu cred că fenomenul
s-a mai repetat, nu, atâția oameni la un loc, nu s-a mai întâmplat de atunci. Nici nu mai avea cum. Dar? Era contextul de așa natură. Am văzut lucruri mai... Ce nu v-a plăcut? Sunt anumite aspecte pe care n-aș vrea să le menționez aici, însă am văzut și lucruri de care am râs copios. Și care țin de modul în care se desfășurau. Dați-mi un exemplu. Deci, de un exemplu mic. Deci, eu sunt conducătorul cenaclului, poetul Adrian Păunescu. Acolo este trupa care stă pe scenă. 5, 6, 7, 8 ore dura un spectacol. Nu era simplu. Deci nu era simplu. Aici era luministul, pompierul. Și Păunescu, când vorbea el și agita sala, trebuia să fie lumină pe sală. Ce trebuia să facă luministul? Să se uite la pixul lui Păunescu. Vă dau puțin timp. Și atunci când Păunescu scotea mina de la pix, în întuneric, atunci trebuiau aprinse luminile pe sală. Uh-huh. Stinse, aprinse. Nu-i genial? Mulțumesc. N-am, dar n-am, nu, și asta e doar o mică noroc chestie, observație. Noroc că n-avem timp pentru mai multe. Păcat. Ați povestit că în perioada comunismului textele grupului Divertis erau atent verificate de securitate, vă citez. Nu aveai voie să te atingi de politica partidului sau de problemele cu care se confrunta oamenii, și aici mă refer la lipsa mâncării, la lipsa căldurii. Noi, grupul Divertis, glumeam atacând tocmai această politică stupidă. Asta a fost calitatea noastră. O inconștiență frumoasă, pentru că am avut satisfacții uluitoare. Cu Divertis ați reușit să întoarceți cenzura în avantajul dumneavoastră și să vă apropiați publicul și mai mult. La un festival, de exemplu, cenzorul a tăiat cuvântul dolari și a scris deasupra orice altă monedă. Când ați urcat pe scenă, dumneavoastră ați spus: această trusă de scule costă 500 de orice altă monedă, și ați povestit, vă citesc din nou: s-a rupt sala de râs. Au înțeles. Urmează întrebarea: câte poante bune a scos cenzura? Cenzura nu era foarte inteligentă. Pentru că se rezuma la primul impact. Citea un text. Și în text scrie așa: nu e soare, dar e bine. Ok. Și venea artistul pe scenă, Ghigi Bejan, și spunea așa: iarna, pe uliță, nu e, dar e bine. Și se rupea sala. Că nu e mâncare, că nu e căldură, că nu avem curent, că nu sunt gaze, dar e bine. Că totul era bine. Dacă te uitai la televizor, România era cea mai mândră țară din lume și nimeni nu ducea lipsă de nimic. Aveai curajul să spui că nu e așa? O făceai, dar pe riscul tău. De asta umorul în comunism are o calitate specială. E inteligent. Că-l obligă idioții care fac cenzura să fie inteligent. Mulțumesc.
Unul din momentele care v-au marcat cariera a fost colaborarea cu marele actor Ștefan Iordache. În 1988, împreună cu Doru Antonesi, ați scris pentru marele actor textul spectacolului Astă seară stau acasă. Cenzura v-a masacrat textul, dar, în cele din urmă, piesa s-a montat la Teatrul Mic, în regia lui Silviu Purcărete și pe muzica lui Nicu Alifantis. Din sala de spectacole nu au lipsit însă niciodată agenții securității, unii deghizați în femei bătrâne, care supravegheau tot ce se întâmpla pe scenă. Chiar și așa, piesa se juca de fiecare dată cu casa închisă, vă citez. Piesa dura 2 ore și jumătate, timp în care Ștefan Iordache era singur pe scenă și făcea publicul să râdă, să urle, reușea să-l mânieze, să-l facă să tacă cu subînțelesuri și, într-un final, să îl subjuge. Însuși, regretatul actor mărturisea, ăsta e singurul rol în care sunt om, nu sunt actor. Urmează întrebarea. A fost Ștefan Iordache cel mai iubit dintre pământeni pentru Toni Grecu? Ștefan Iordache a fost unul dintre cei mai iubiți dintre pământeni. Pentru mine. Mai este unul care s-a prăbătit de anul trecut, Ion Caramitru. Îi pun pe aceeași... pe aceeași treaptă. Amândoi au fost cei mai iubiți dintre pământeni în categoria moștilor sacri. Dar, sigur. Dar aș putea să mai enumăr. Mă rog. Am intrat în contact și am colaborat cu foarte... cu unii dintre cei mai mari și... mă apucă emoția așa când mă gândesc ce lucruri frumoase s-au întâmplat din colaborarea asta. Și Galele Uniter și, mă rog, multe. Cu Stella Popescu am avut o colaborare excepțională. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 89, spectacolul Astă seară stau acasă a ajuns la Teatrul din Craiova. La un moment dat, potrivit regiei, curentul se oprea pe scenă atunci când personajul urca scările din bloc. Culmea, exact în acel moment, curentul s-a oprit în toată Craiova. Dinu Săraru, directorul de atunci al Teatrului Mic, a povestit: au reclamat ăia de la securitate că am făcut propagandă și s-a stins lumina. Tovarășii au făcut o legătură între povestea piesei și stingerea luminii din Craiova. A doua zi, agenții securității au tăiat și au distrus toate decorurile piesei, iar întreaga echipă a Teatrului Mic a fost dat afară. Printre cei de miși s-a aflat și mama jurnalistului Mircea Badea, care la vremea aceea era director adjunct la Teatrul Mic. Urmează întrebarea roșie. V-a fost vreodată frică în comunism? Am avut momente de frică când am fost anunțat că la Costinești, la Radio Vacanța, au sosit un control de la securitate care căuta o bandă magnetică înregistrată de noi la niște sărbări ale mării și care vroiau acea bandă să aibă o dovadă clară că suntem dușmani de clasă. Printr-un context fericit, banda a fost ștearsă, a șters-o Andrei Partoș și a pus muzică populară peste ea. Pentru că a fost anunțat că va veni cineva și a zis: bă, dacă ai ceva pe acolo care e așa, șterge urmele. Și atunci a fost un moment prost din punctul ăsta. Deci mi-a fost frică. E singurul moment în care mi-a fost frică. Pentru că dacă intrai în colimatorul ăla, nu mai ești om. Nu mai știi ce să mai întâmpla. Așa, pe studenție, pe asta, ok, terminasem, nu mai eram studenți. Eram oameni
pe picioarele noastre, ca să zic așa. Nu mai puteam să ne motivăm. Au niște copii care fac glume pe o scenă la alți copii. Nu, erau niște băieți care făceau glume la 40.000 de oameni, care 30.000, 20.000, câți erau ei în Costinești, la Radio Vacanța. Deci, Ioan Groșan avea niște seriale. Nu mai avem timp, să știți. Nu mai avem timp. Bine, am oprit. Mulțumesc. Cu toate că cenzura comunistă v-a ținut sub lupă activitatea, niciunul dintre membrii Divertis nu a avut totuși de suferit din cauza ei. Doar Ioan Ghiuri Pascu s-a temut la un moment dat că trupa va fi interzisă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. După Revoluție, ați povestit că ați aflat că toate spectacolele dumneavoastră erau înregistrate de securitate și chiar vi s-a făcut o ofertă să le cumpărați. Inclusiv lui Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator, îi plăceau glumele dumneavoastră și își lua acasă acele casete de la securitate ca să vă asculte. Urmează întrebarea. Cine a protejat grupul Divertis în regimul Ceaușescu? Au fost niște oameni care au fost luminați și au ținut cumva cu noi. Pentru că în perioada studenției, dacă nu evoluezi într-un context artistic, nu prea ai cum să te impui, n-ai cum să ajungi la public. Trebuie să apari într-un cenaclu, trebuie să apari pe scena unei case de cultură. Nu poți de nebun să faci cântece printre cămilele studențești, da? La geamuri să cânți la fete. Erau și artiști, ăștia foarte buni de altfel. Dar când apari pe scenă și sunt niște reflectoare, automat cineva trebuie să răspundă de instituția care te găzduiește. Am avut noroc ca în Iași, în perioada respectivă, să fie Doru Tompea un om care să protejeze activitatea cenacului Moldavia, unde apărea grupul Divertis, și să ne ferească de anumite exagerări ale cenzurii. Asta cu aparatul represiv nu prea pot să vă spun multe, pentru că nu știu așa de multe. Mi-au ajuns și mie la urechi niște chestii, dar nu prea știu ce s-a întâmplat exact. Dar concluzia este clară. Nu s-au întâmplat lucruri care să ne pună într-o situație dramatică. Și asta e un lucru bun. Mulțumesc! Pe 14 decembrie 1989, cu câteva zile înainte de a începe revolta de la Timișoara, erați cu trupa la Iași și a trebuit să întrerupeți spectacolul. Ulterior ați aflat că în acea noapte au fost arestați liderii mișcării Frontul Popular Român din Iași, care pregăteau un protest împotriva regimului Ceaușescu. Pe 22 decembrie 1989 ați fost unul dintre miile de români ieșiți în piața universității din capitală, vă citez. În 1989, noi toți cei care eram pe străzi știam foarte bine ce voiam. Jos Ceaușescu, pentru că el a atras ca un magnet toată ura neamului. Cel mai bun mod de a uni un public împotriva cuiva e ura, nu iubirea. Urmează întrebarea. Cât umor există în ură? Ura este un motor de tracțiune foarte bun pentru umor. Hate-ul, care se manifestă acum în primul rând pe rețelele sociale, face succes la maximum. De fapt, cel mai mare succes, ca să fim foarte clari. Umorul poate fi potențat de hate. Poți să obții succes mare dacă ai accente critice față de un politician, să spunem, la care adaugi un pic de hate sau mai mult. Deci, ura prinde. Și dacă o combini cu umorul, este rețetă aproape sigur de succes. Aproape sigur de succes. O practică foarte
mulți umoriști care au atitudine, care fac glume de atitudine, adică glume cu impact social, motivate social. Aici deja facem teorie, dar mă rog, că să nu se plictisească oamenii. Da, este ura și cu umorul fac casă bună atunci când e vorba de politică și de satiră politică și de satiră socială. Bine. Imediat după Revoluție, Divertis a fost prima trupă de umor care a avut spectacole la televiziunea publică. Făceați un umor fără texte scrise, bazat pe foarte multă improvizație. Vă citez. Scopul era să dăm posibilitatea publicului să râdă de propriul necaz. Însă, în 1994 ați primit interdicție de a mai apărea pe post. Vă citesc din nou. Televiziunea română era atunci singura televiziune de pe piață. Dacă nu mă înșel, președintele al TVR era Răzvan Teodorescu, dar nu-l pot acuza pe el că ne-a interzis. Așa era sistemul, așa s-a decis. Vreau să subliniez că ironia sorții face că grupul Divertis să nu fi fost interzis în vremea lui Ceaușescu, ci în perioada post-decembristă. Vreau să-mi spuneți pe cine a deranjat cel mai tare satira trupei Divertis? Urmează întrebarea. Cine a interzis Divertis la TVR? Cine conducea TVR-ul? Nu știu să spun. Cine, dacă, n-am nume, nu știu să spun. Cine conducea țara? Cine conducea TVR-ul? Era Răzvan Teodorescu. Nu știu să spun. Oamenii ăia. Dar cert este că n-am mai avut voie să apărăm o perioadă bună de timp. Aici aș vrea să fac o mică corectură. Vă rog. Comunismul nu a interzis grupul Divertis pentru că nu i-a dat voie să apară niciodată la televizor. N-avea ce să interzică. Noi n-am văzut televizorul în perioada respectivă și nici radio și nici nimic. Făceam underground și spațiu studențesc, atât. În perioada de după Revoluție lucrurile s-au schimbat, da? Nu mai era cenzură, chipurile, puteai să zici ce vrei, dar până la urmă nu puteai să zici chiar ce vrei. Însă nimeni nu venea la tine să-ți spună te-ai luat de domnul Cutare sau de ce vă bateți joc de FSN, de ce vă bateți joc de nu știu ce politician. Nu, nimeni nu spune asta. Spunea, nu e bună filmarea, nu e bun montajul, ce aleas lumini, nu putem da așa ceva pe post. Noi trebuie să respectăm niște norme de calitate. Pe bune, să mor tu. Mulțumesc, mergem mai departe. În 1995... ați revenit cu Divertis în casele românilor, de această dată la prima televiziune privată din România. Vă citez. Atunci, lumea ne-a văzut pe noi și noi am văzut lumea. Făceați emisiuni în care ironizați elita politică și metehnele românilor, iar milioane de telespectatori așteptau sfârșitul de săptămână ca să râdă alături de Divertis. Despre cum se lucra în acea perioadă la show-urile Divertis, ați spus. Umorul este un lucru serios, care se face greu, chiar foarte greu. Pare o joacă atunci când te uiți la televizor, dar nu e așa. A trebuit să vă adaptați textele din spectacolele live, acolo unde publicul era spontan, pe gustul celor din fața televizorului, a căror reacție o vedeați abia a doua zi în cifrele de audiență. Urmează întrebarea. Vă măgulesc mai mult aplauzele sălii sau ratingurile mari? Sunt două lucruri diferite. Și una și alta sunt importante. Dacă faci televiziune, fără rating, n-ai nicio șansă să o continui. Deci, dacă faci televiziune la posturi generaliste, la posturi importante, nu la nișe, da? Acolo unde asta contează, ratingul. La sală e altceva. La sală e căldura publicului. Acolo vezi imediat dacă ești bun sau ești slab? Dacă o glumă e ok sau e proastă? Nu, publicul nu te iartă. El se exprimă râzând sau tăcând.
sau pur și simplu ne cumpărând bilet. La televizor e mai simplu cu asta. Ștacheta, din punctul de vedere al calității, trebuie neapărat pusă undeva pe la mijloc, pentru că televiziunea nu se adresează elitelor, nu se adresează doar oamenilor care sunt super rafinați. Televiziunea face bani când are cât mai mulți spectatori. Ori cei mai mulți spectatori nu sunt în zona elitelor, da? Mulțumită? Sunteți mulțumite? Mulțumesc, mergem mai departe. Ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră, Cristina Grecu. Așteptam momentul, da. În 1985. Da. Ea participa cu o colegă la un concurs de dans modern, iar dumneavoastră erați în concurs cu trupa de umor. V-ați decis greu să vă căsătoriți, dar ați făcut-o până la urmă. Ce să fac? Normal. Vă citez. Din normalitate și respect pentru specie. Și apoi, nu-i corect să-ți faci singur de mâncare sau să-ți speli singur rufele. E caragios pentru un bărbat. O să-mi spuneți că există aragazuri sau mașini de spălat. Corect, dar cu mașina de spălat nu te poți culca. E rece. Mai mult, ați povestit că până la Revoluție, tinerii se căsătoreau foarte repede, constrânși de plictiseală. Vă citez. Singurul lucru pe care puteai să-l faci era să citești sau să te însori. Cum dumneavoastră ați citit foarte multe cărți, v-ați căsătorit după Revoluție. Aș vrea să-mi povestiți cine pe cine a cerut în căsătorie. Urmează întrebarea. Cât timp ați fugit de însurătoare? Mult. Mult. Până când am constatat că, de fapt, nu mai are rost și trebuie să răspund chemării speciei și să mă așez... Adică soția v-a cerut de bărbat? Sau? Nu m-a cerut soția de bărbat, nu. Da, cum? Nu, nu. A fost așa o cerere destul de nonconformistă, ca să zic așa. Vrei să povestesc da. Asta? Nu știu dacă... Măcar atât. A? Vă rog. I-am spus, după o prietenie foarte lungă, de niște ani, i-am spus... să mergem să facem analize. Păi de ce? Suntem bolnavi? Nu, să ne însurăm. Și ce a zis? Și a rămas așa, nu s-a aștepta. Adică, cred că abandonase ideea și ne complăceam în relația asta de prietenie lungă. Da, cât s-o mai duci? Și într-o zi, cum spuneam, am zis analize și după aceea am făcut o programare la Starea Civilă, la sectorul 3 și am rugat pe cei de acolo să ne programeze în afara orilor de program și cât mai dimineață, ca să nu știe nimeni și n-a știut nimeni. Am fost... Ați dat șpagă? Nu am dat nicio șpagă, nu. Doi oameni. Am semnat repede și după aia eu am plecat în treaba mea și a plecat în treaba ei. Și seara am făcut o petrecere cu prietenii de s-a rupt. Tot s-a terminat cu baie în Străulești. Continuăm, mulțumesc. Ați spus că soția este geloasă pe admiratoarele dumneavoastră, dar că trebuie să accepte situația. Nu o să vă întreb dacă aveți multe admiratoare acum. Despre momentele grele din căsnicie, ați spus, vă citez, trebuie să le tratăm cu certuri scurte și rapide. Armonia nu este cheia fericirii într-o căsătorie, armonia e cheia plictiselii. Bun, am spus bine. Vreau să-mi spuneți dacă... Sunt de acord cu mine. Vreau să-mi spuneți dacă dumneavoastră vă plictisiți des. Urmează întrebarea. Vă place să vă certați cu soția? Asta nu pot să spun că îmi place să mă cert cu soția, dar îmi place să am discuții în contradictoriu constructive. Uh-huh. Din conflict se naște progresul. Din armonie, din pace, din liniște, doar plictiseală. Conflictul este motorul progresului. Bine.
E așa zic deci eu. Deci nu sunteți certăreți, ci doar vreți să evoluați, nu, progresați. Nu sunt certăreți. Nu. Îmi apăr însă cu suficientă intensitate punctele de vedere. Aha. Dar nu fac din asta... Și până la urmă soția face un pas în lateral? Sau? Cred că noi... Prin asta, asta este, cred că, secretul unei căsnicii mai lungi. Să știi să faci pași lateral. Pac, pac, stânga 1, dreapta 2, că așa e jocul pe la noi. Deci, cam... Interesant cu jocul ăsta, da, da. Discutăm acum de dansul ăsta. Continuăm. În 2007, presa scria că ați fost nevoit să vă mutați din apartamentul unde locuiați cu familia din cauza vecinii dumneavoastră, fosta starletă TV, Laura Andreșan. Citez din presă. Chiar dacă poveștile amoroase ale Laurei cu fotbaliști, oameni politici sau de afaceri au avut loc doar în casa ei, există și alte persoane care au asistat la ele, dar în calitate de ascultători. Una dintre persoanele care au avut neșansa să asculte live gălăgia produsă de aceasta a fost Toni Grecu. El, având nenorocul să fie vecinul Laurei Andreșan. Actorul a răbdat ce a răbdat, până când, exasperat de balamucul făcut în apartamentul starletei, a decis să-și vândă casa și să se mute în alt cartier. Urmează întrebarea. Vă deranjează oamenii care se iubesc? Dacă o fac la 3 dimineața deasupra mea, da, pentru că nu mă lasă să dorm. N-am nimic cu oamenii care se iubesc. Absolut deloc, deloc, deloc. Dar... nu deasupra mea, pentru că n-am nicio vină să asist la aspecte sexuale nocturne care depășesc bariera fonică suportabilă. Sau... Nu, cred că blocul era construit greșit și îmi cer scuze pentru că am avut poate la momentul respectiv o discuție mai aprinsă cu persoana în cauză, cu vecina de sus, îmi cer iertare, după mulți ani, iată, îmi cer iertare, cred că asta e viața, na, sunt momente în care trebuie să-ți cer iertare, pentru că găsești adevăratul motiv. Blocul era de vină. E un bloc mizerabil, cu niște planșee subțiri, prin care s-auzea totul. Tot? Bă, tot, adică tot. Adică cum? Și pașii și respirația, înțelegi? Și dacă omul are chef să facă în casa lui ceva, băi, să o facă, dar trebuie să stea într-un apartament bun, cu planșee groase, într-un buncăr undeva. Deci, cam asta e ideea. Eu am fost... Nu victima vecinei. Eu am fost victima constructorilor, am înțeles. Constructorilor și acum... care nu și-au făcut datoria. Bine, acum v-ați mutat într-un bloc bun? Da. Stau într-un bloc bun. Adică atunci nu m-am mutat într-un bloc foarte bun, că am mai pățit-o. A, iar ați pățit-o. Da, dar nu, da. Nu mai dau timp. Nu mai, gata. Cum iar ați pățit-o? Deci, așa, oamenii se iubesc în toate blocurile în care v-ați mutat. Băi, nu neapărat, dar eu am un somn foarte iepuresc așa și dacă sunt zgomote prea mari în jur, nu mă odihnesc. Și din cauza asta, de câte ori m-am mutat dintr-o casă, m-am mutat din cauza vecinilor de deasupra. Bine. O spun cu toată îngăduința și nu fac niciun fel de proces de... Da. Am notat, mulțumesc. În 1995 ați fost prezentatorul festivalului Cerbul de Aur, un eveniment de anvergură din Brașov. De la acea ediție a rămas memorabilă gluma pe care ați făcut-o la încheierea galei de premiere, atunci când trofeul a fost câștigat de o trupă din Rusia. Ați spus așa: și uite așa, Cerbul de Aur a plecat după Tezaur. Cuvintele dumneavoastră au stârnit reacția imediată a publicului din Piața Sfatului. Vă citez. Mi-am dat seama că atinsesem o coardă foarte sensibilă a românilor, pentru că, în mod cu totul incorrect, tezaurul românesc se găsește încă la Moscova.
Vreau să știu care a fost cea mai bună glumă spontană pe care ați spus-o vreodată. Urmează întrebarea. Contează că românii știu să facă haz de necaz? Este esențial. Așa au trecut prin necazurile istoriei. Dacă nu știau să facă haz de necaz, probabil că nici nu mai erau aici. Asta este una dintre principalele trăsături de caracter ale neamului românesc. Știe să facă haz de necaz. Fac prea mult? Uneori da. Uneori da. În loc să pună mâna pe topor, să se răscoale și să facă ordine atunci când sunt călcați în picioare de regimuri idiote, fac haz de necaz. Dar e cu dus întors, știi? Nu știi cât, care e măsura bună. Una peste alta, asta l-a ținut sănătos la minte. Că dacă nu ai umor când treci prin probleme care se țin lanț, clar îți pierzi mințile. Neamul care face glume și e autoironic, asta înseamnă că este un neam sănătos la cap. Părerea mea. Bun. Deci umorul necesar, dar dozat. Așa. Mulțumesc. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Începând cu anii 2000, grupurile umoristice Divertis și Vacanța Mare au dominat divertismentul din România. Presa v-a comparat mereu, dar dumneavoastră ați spus că nu există asemănări între cele două trupe, pentru că, vă citez, suntem două convenții umoristice diferite. Ba chiar ați insistat că, în comparație cu Vacanța Mare, faceți un umor de calitate și fără compromisuri. Vă citez. Dumnezeu îmi este martor. Nu am făcut niciodată glume de care alții să râdă, iar mie să-mi fie silă. Munguri Mihăescu, invitat aici la 40 de întrebări, a spus că a câștigat destule milioane de euro cu Vacanța Mare. Aș vrea să știu câte milioane de euro ați câștigat dumneavoastră din umor. Urmează întrebarea roșie. Vă enervează comparația cu Vacanța Mare? Nu. Nu, la un moment dat poate că da, pentru că am fost oarecum într-o concurență, în sensul că evoluam pe același slot orar la două televiziuni concurente, care se băteau între ele. Dar atât, nu am avut drumul paralele, nu prea ne-am intersectat și nu am avut cuvinte sau conflicte, am vrut să spun, deschise sau lucruri de astea. Eu sunt un individ non-conflictual așa și nu... Fiecare cu destinul lui și cu treaba lui. Deci ei și-au făcut foarte bine treaba lor. Dovadă este faptul că au avut un succes foarte mare, imens succes. Noi... Deci nu vă deranjează comparația cu Vacanța Mare? Nu, pentru că nu... Câți bani ați câștigat din umor? Eu câți bani am câștigat din umor? Păi, din păcate, nu cât ei, pentru că n-aveam cum. Noi am fost o echipă foarte numeroasă. Ei au fost mult mai pragmatici. Au jucat în doi oameni. Noi eram mulți și nu se compară. Adică, din punctul ăsta de vedere, iar piața... așa cum este ea în România, nu ne-a permis să facem cine știe ce mari câștiguri. Pentru că asta e. Dar așa să zic eu, cifre de milioane, glumim? Ce? Vrei să glumim? Nu vreau să spuneți adevărul. Nu pot să dau cifre aici, pentru că e întins pe atât de mulți ani totul, încă nici nu știu să spun, adică chiar nu știu să spun. Bine, că am avut ani buni, ani proști, ani în care n-am făcut nimic, ani în care am... Am ieșit din timp. Ok. Ați evitat răspuns. Mergem mai departe. Tot cu o întrebare roșie. Da.
În toamna lui 2008, când Divertis trebuia să înceapă un nou sezon la TV, dumneavoastră ați anunțat că vă retrageți din trupa pe care ați înființat-o, vă citez. Am decis asta și îmi asum întreaga responsabilitate. De ce am făcut-o? Din chestiuni de principiu. După numai un an, în toamna lui 2009, ați revenit pe micul ecran, dar la un alt post de televiziune, cu Divertis scindat în două grupuri. Vechii colegi de trupă produceau emisiunea Land of Jokes, iar dumneavoastră, înconjurat de o nouă echipă de actori tineri, ați devenit agentul 001 al Serviciului Român de Comedie. Sloganul dumneavoastră era: râzi liniștit, serviciul lucrează pentru tine. Vreau să știu câte greșeli ați făcut din orgoliu? Urmează întrebarea roșie. De ce s-a rupt Divertis? Pentru că așa a fost momentul și așa i-a fost destinul. N-am niște răspunsuri prea sofisticate la întrebarea asta. Ca în orice căsnicie. La un moment dat, dacă vezi că nu prea mai ai cine știe ce satisfacții din treaba asta, mai bine, cum ar veni, zvezi de cale. Cam asta a fost. N-am ce povești să fac și oricum, un lucru este clar, nu am niciun fel de resentimente față de nimeni și nu am să aduc niciun fel de, de critici nimănui. Îmi asum și părțile bune și părțile proaste. Da, nu știu dacă a fost cea greșeli mai, din orgoliu ați făcut multe? Am făcut și greșeli din orgoliu, dar nu atât de multe. Nu chiar atât de multe, dar am făcut. Am făcut. Mulțumesc. Dar nu neapărat pe zona asta de profesională. Nu. Da, unde? Alte zone. Că nu, noi nu trăim doar ca să muncim, mai avem și alte lucruri de făcut pe lume. Da. Bine. Continuăm. Colegul dumneavoastră, Doru Antonesi, v-a acuzat că sunteți marele vinovat pentru destrămarea grupului Divertis. Îl citesc. Tony a plecat de la noi, indiferent cum am întoarce-o. El a inițiat destrămarea Divertis când a plecat din televiziune în 2008. Iar acțiunile lui de dinainte de acest moment au condus toate la ce s-a întâmplat mai apoi. Aceleași acuzații vi le-a adus și Ghiuri Pascu, care nu agrea umorul politic impus de dumneavoastră. Presa a observat că în 2017 dumneavoastră ați fost marele absent de la ziua de naștere a lui Cristi Grețcu, unde se reuniseră membrii grupului Divertis. Aș vrea să-mi spuneți în ce relații sunteți astăzi cu vechii colegi de trupă. Urmează întrebarea. V-au rănit acuzațiile colegilor din Divertis? Nu pot să spun că m-au rănit, dar nici nu pot să spun că am vibrat foarte tare la ele emoțional. Asta e viața. Mergem înainte, eu nu sunt conștient de lucrurile bune sau proaste, repet, pe care le-am făcut. Mi le asum, asta e. Aș avea lucruri de comentat, dar nu o fac într-un mare respect pentru brandul Divertis, la care țin foarte mult, și chestiile care sunt între oameni sunt trecătoare. Nu contează nimic din toate poveștile astea, cu cine a plecat, cum dar a plecat. Dar regretați într-un moment? De ce a plecat? Nu, n-am ce să regret lucruri. Cum să nu regret? Că sunt om. Nu există om fără care să nu regrete ceva. Că s-a destrămat trupa la acest lucru. Acest regret mă refeream. Probabil, dar regret faptul că nu am mai performat. Era cumva patinam. Eu vorbesc despre mine acum, eu patinam și nu mai scoteam nimic, nu mai aveam, contextul nu mai mă ajuta în niciun fel. Asta e. Și am simțit nevoia să deschid de o fereastră și să ies în lume. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. În 2007, Ioan Ghiuri Pascu, cel despre care presa spunea că este un actor de geniu, părăsea grupul Divertis din cauza neînțelegerilor cu dumneavoastră. Îl citesc.
cred că dacă ar fi fost comunicare, nu ar fi putut să crească orgoliul sau nemulțumirile de orice fel. Îi spuneam lui Toni, aș vrea mai multă comunicare. Iar el îmi răspundea, Gheorghiță, tu vrei idealul. La moartea lui Ghiuri Pascu a spus așa, Ghiuri a fost un om spectaculos, dar uneori de neînțeles. În spatele scenei nu era chiar un tip confortabil, însă avea o putere de muncă extraordinară. Urmează întrebarea. Ați apucat să vă împăcați cu Ioan Ghiuri Pascu? Da, n-am fost certat niciodată cu nimeni, practic. Niciun coleg. N-am de asta. Că nu vorbim cum vorbeam înainte, asta e viața. Cu Ghiuri... am un mare regret că a părăsit lumea asta. Este unul dintre marile mele regrete. Adică e un om căruia eu personal îi datorez imens și... Ce-i datorați lui Ioan Ghiuri Pascu? Multele momente excepționale pe care mi le-au oferit pe scenă. Și e un artist extraordinar și pe care... Nu știu dacă o să-l mai... Adică nu știu dacă România va mai avea în curând un talent de anvergura lui în zona asta de comedie. Și am tot respectul pentru el. Ce a spus el acolo, nu am cum să comentez, pentru că nici nu vreau să comentez. E undeva deasupra și știe el mai bine. Continuăm, mulțumesc. O întrebare roșie, mergem. Sunteți creatorul sitcomului Animated Planet Show, primul serial românesc de desene animate ce parodia mai ales politicieni. Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Elena Udrea, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta, până și Vladimir Putin. În această satiră politică, dumneavoastră erați vocea personajului Victor Ponta. În 2009, emisiunea a fost scoasă de pe post din cauza crizei economice. Asemenea, desene animate satirice sunt foarte populare în alte state, mai ales în America, acolo unde unii politicieni fac chiar presiuni ca să poată avea propriul personaj animat și să își atragă astfel mai multă notorietate. Aș vrea să-mi spuneți dacă politicienii români au simțul umorului. Urmează întrebarea roșie. V-a amenințat vreun politician? Nu. Nu. Să vină să spună de ce vă bateți joc de mine sau de ce faceți glume cu mine? Nu, nu, niciodată. Dar am avut probleme, în sensul că repercursiuni, s-au oprit niște emisiuni, s-au întâmplat niște chestii și s-au întâmplat până încoace. Dar umorul politic e cu mai multe tăișuri, nu doar cu două, vreo 3, 4, 5, 7, 9, nu știu câte are. Nu e foarte confortabil. Și deși este prizat bine de public, cel care îl face își asumă și niște eventuale riscuri. E, unul dintre riscuri asta este să ți se zică la un moment dat, prietene, papa, nu se mai poate. Asta e. Avem și noi niște interese, avem și noi niște treburi de făcut și... Trebuie să îți vezi de treabă. Am pățit-o... Deci politicienii umblă cu mănușă. Niciodată un politician nu o să vină la tine să spună, alo, ce faci, nene? Nu, nu. Sunt tot felul de... De câte ori ați pățit-o? De multe ori. Chiar după 2009, adică vorbim aici de... Mergem încoace spre 2015. Bine, mulțumesc. Ați spus de mai multe ori că Traian Băsescu este un animal politic absolut. Fostul președinte ne-a uimit pe toți atunci când a apărut alături de dumneavoastră în prima ediție a show-ului Serviciul Român de Comedie. Ați avut cu el o discuție relaxată și plină de umor despre carieră, familie și pasiunile președintelui. După acel interviu au rămas memorabile declarația fostului președinte Traian Băsescu, spunând că va părăsi politica numai cu picioarele înainte și răspunsul lui la întrebarea cu ce președinte de țară ar vrea să facă schimb. Îl citesc pe Traian Băsescu, aș vrea să mă duc eu la Berlin, să vină Merkel la București ca să vadă ea cum se conduce România. Vreau să-mi spuneți dacă
Vă place umorul lui Traian Băsescu? Urmează întrebarea. A fost Traian Băsescu muza dumneavoastră preferată? Muză. O femeie muză, un bărbat doar așa, poate să te inspire sau să te facă să râzi. Nu, nu pot să spun că muză, însă Traian Băsescu a fost între politicieni un om cu extrem de mult umor și un interlocutor impecabil. Un om care avea răspunsurile la el în orice context și pentru orice. Din cauza asta a și avut la un moment dat succesul pe care l-a avut, pentru că avea o aderență la public excepțională. Știa să vorbească lucruri complicate pe înțelesul oamenilor simpli. Un actor foarte bun. Traian Băsescu a fost sau este un actor foarte bun. Și de comedie și de dramă. Un actor de telenovelă extraordinar. Nu uitați cum a plâns când s-a retras Tolojan. N-ai cum. N-ai cum. Deci nu există la ora asta între politicienii activi un individ de talia lui Traian Băsescu în ceea ce privește actoria. Nu există. Și prin asta, repet, a câștigat. Ce a făcut el bine sau rău în timpul celor două mandate pe care le-a avut, știe toată lumea, nu comentăm noi aici. Dar din punctul de vedere al actorului Traian Băsescu sau al politicianului Traian Băsescu care vine la o emisiune și răspunde la întrebări într-un context de divertisment, cum făceam eu, pot să spun că este pe locul întâi. Mulțumesc. Continuăm. Ați vrut să depuneți cerere la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității ca să vă vedeți dosarul, dar ați renunțat la acest demers. Ați spus așa: am ajuns la ora 16:10 cu cererea în mână și se închisese la ora 16. Am zis că ăsta este un semn. Dacă aflu numele unor apropiați cu care am mâncat din aceeași farfurie, dacă văd că au fost turnători, ce fac eu în clipa aia? Am o silă absolută față de turnători și mi-e frică să aflu că unii dintre foștii mei colaboratori au făcut așa ceva. Mai bine nu știu. În același timp, ați spus că îi înțelegeți cumva pe cei care au fost poate forțați să scrie note informative în timpul regimului comunist. Urmează întrebarea. De câte ori ați evitat să înfruntați un adevăr dureros? De câte ori pot, până când nu mai pot. Și sunt obligat să-l înfrunt. Nu sunt un individ conflictual, cum ți-am spus. Adică nu mă războiesc cu oameni, nu fac chestii, nu-mi place. Îmi consum energia pe alt gen de lucruri decât să mă războiesc cu diversi oameni care aș putea fi în conflict. Și poate că și gestul meu de a nu insista pe direcția aia să aflu eu de la CNASEC care sunt sau, mă rog, ce scrie la mine în dosar, dacă am dosar, habar n-am. Nu regret că n-am continuat demersul respectiv. Nu regret. Nu. Prefer să fie așa. Dar sunt sigur. Deci, eu nu sunt sigur că între colegii mei și ăia vechi și ăștia noi, mă rog, ăștia noi nu intră în socoteală, la ăia vechi mă refer. Nu este vreo unul care să fi făcut chestia asta, care să fi fost ceva în legătură. Deci dacă sunteți sigur, de ce nu mergeți să vă vedeți dosarul? Nu, precis că aș afla de vecini, de unii, de alții, de nu, da, nu, nu. Mai am lucruri de făcut. Proaspete. Nu mai vreau să răscolesc trecutul absolut deloc. E atât de complicat. Și sunt o mulțime de lucruri noi care trebuie să făcute. Bine, continuăm.
Unul dintre cele mai stânjenitoare episoade din cariera dumneavoastră l-a străit în 2014, când a fost reziliat contractul cu un post comercial de televiziune. Presa a scris că în timp ce erați la repetiții cu actorii pentru filmare, un angajat al trustului lui Dan Voiculescu a dat buzna în platou, strigându-vă așa: din acest moment, emisiunea a ieșit din grilă. Opriți totul, nu se mai filmează nimic. Ați avut rating doar 3,6. Nici măcar un 5 amărât nu ați scos. Toată trupa a rămas fără replică, iar dumneavoastră v-ați asumat eșecul, vă citez: când am plecat de la postul din Pache Protopopescu, am crezut că plecăm cu tot cu public. Dar ideea nu a funcționat. Publicul s-a atașat atât de puternic de anumite branduri, încât nu-l mai poți lua de acolo cu tine. Este o talibanizare a publicului. A fost o lecție de viață. Urmează întrebarea. V-ați luat țeapă de multe ori? Da, de foarte multe ori. Da, cum să nu? Păi da, viața e formată din țepe. Important este să fii tu talentat și să le fentezi, că altfel te înțepi de nu te vezi. Sau te înțeapă alții de nu te vezi. Da, nu ți-mi minte, dialogul de acolo este... Nu există, nu e real. Dialogul pe care l-a se dat, nu e real. Uh-huh. Adică nu țin eu minte, nu... N-a venit nimeni să urle în platou și să zică ați făcut aia, ați făcut... Nu, pur și simplu, a fost o discuție telefonică la care a venit producător și a spus: bă, uite, s-a întâmplat chestia asta. N-a venit nimeni în platou să urle, n-a venit nimeni să zică n-ați făcut aia sau ați făcut aia sau cu ratingul cu aia. Nu, n-a existat așa ceva. Un singur lucru vreau să vă spun. Era înainte cu o săptămână de al doilea tur al campaniei prezidențiale. Cu emisiunea înainte am făcut niște glume care nu erau la locul lor. Erau niște glume destul de aspre la adresa unui politician care candida atunci. Mm-hmm. Cine? Cine candida atunci? Ce? În 2014. Și asta a fost. Bine. Ce rost are să mai insistăm? Asta a fost. N-a fost rating. Gata. Hai să o luăm așa. N-a fost rating și aia e. Da, viața merge înainte, nu e problemă. A fost, s-a întâmplat un lucru bun. Din fiecare eșec trebuie să înveți ceva. Asta este cel mai important lucru. Adică nu m-am dus acasă și am început să plâng, să mă dau capul de pereți, vai de mine. Nu. Am rămas. Să-mi văd de treabă în continuare. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Din 2016 nu ați mai avut niciun proiect de lungă durată la un post de televiziune, ci doar colaborări punctuale. În 2018 și 2019 ați realizat programul de Revelion pentru TVR2. În 2020 ați apărut o perioadă ca protagonist într-un proiect video pentru Mediafax, care apoi a fost preluat și pe canalul de știri lansat de Adrian Sârbu. În 2021 ați realizat aici la canal de programul special de Crăciun și Revelion. Aș vrea să-mi spuneți dacă emisiunile din ultimii ani au avut succesul pe care l-ați preconizat și cât de greu este pentru dumneavoastră să vă reinventați și să vă adaptați umorul publicului de astăzi. Urmează întrebarea roșie. Sunteți prizonierul propriilor idei? Încerc să mă adaptez și să fac lucruri care, cel puțin în domeniul ăsta al televiziunii, dacă nu sunt în armonie cu ce se întâmplă în jurul tău, nu e ok. Deci adaptarea este esențială. Nu sunt prizonierul propriilor idei. Este foarte complicat în televiziune să fii prizonierul propriilor idei, pentru că dacă ești, n-ai nicio șansă. Și sunt conștient de chestia asta. Deci pot să spun fără niciun fel de reținere că nu sunt prizonierul propriilor idei. Încerc să mă adaptez sau să mi le adaptez, ideile alea, să mi le adaptez la context. Oameni noi, colaboratori noi, să răspund la
ce își dorește. Există ceva ce publicul nu vă place la dumneavoastră? Da, multe lucruri. Ce? Faptul că uneori nu iau hotărâri rapid și tranșant. Îmi ia de multe ori nehotărârea, ca să zic așa. Asta este lucru pe care nu pot să-l schimb. Nehotărârea, da. Uneori e bine să fii foarte ferm și rapid. Nu să o scalzi. Scăldatul nu e o chestie ok. Și de asta, asta e o treabă care, din păcate, nu o pot corecta. Adică am încercat, dar nu mi-a ieșit și recunosc. E foarte important să fii hotărât. Mulțumesc. Continuăm. În 2013 nu aveați cont pe Facebook și nici nu înțelegeați de ce tot mai multe persoane își expun viața pe această rețea de socializare. Vă citez. Facebook-ul este în egală măsură o treabă bună, dar are și o parte negativă. Ne și desocializează. Peste câțiva ani, când proiectele dumneavoastră s-au mutat în online, ați spus că încercați să înțelegeți lumea virtuală pentru a vă adapta conținutul umoristic pentru internauți. Mai mult, ați subliniat că toți cei care vor să vă urmărească activitatea pot să o facă pe internet, acolo unde sunt zeci de videouri mai vechi și mai noi cu dumneavoastră. Și în sfârșit, anul trecut, v-ați creat pagina oficială de artist pe Facebook. Vreau să știu când vă faceți cont de Instagram și TikTok. Urmează întrebarea. Vă adaptați mediului online de nevoie? Eu cu mediul online nu am o prietenie foarte puternică. Eu personal am lucrat pentru mediul online, am făcut proiecte pentru online din 2016 până anul trecut. Tot am făcut proiecte, am făcut o mulțime de chestii, dar nu cu mine. Și de asta impresia este că nu fac, că nu apar, că... Păi dar televiziunea nu înseamnă, sau activitatea în domeniul ăsta nu înseamnă să ieși cu fața, să te vadă publicul cu fața. Este foarte important să stai și în spate și să lucrezi la proiecte, la produse, să lucrezi cu oameni, să lucrezi cu echipe și să lanseze lucruri care la un moment dat pot să explodeze. Și am și reușit chestia asta. Am reușit cu două personaje foarte comice. Cu Tetelu, cu Dragoș Mușat, personajul lui. Cred că știi despre ce vorbim, pentru că erai deseori pomenit. Știu acolo. Foarte bine! Cu un alt personaj foarte haios care se chema Flore din Vaslui. Și, mă rog, am făcut și o serie de sketch-uri care au avut foarte mare succes la vremea aceea, tot pe online, cu o echipă de actori. Eu personal, doar anul trecut ce am mai ieșit cu fața și m-am expus, dar nu țin la chestia asta, iar pagina despre care vorbești, nu mi-am făcut-o eu, este administrată de altcineva, nu am grija ei și nu postez personal acolo mai nimic. Sunt doar niște filmulețe dintr-o anumită conjunctură. Dar nu sunt activ pe online și nu mă interesează foarte tare zona aia pentru că nu, da, s-a terminat, ok. Mulțumesc. Mai în glumă, mai în serios, ați spus că aveți foarte multe superstiții. Prima este legată de debutul unui spectacol sau cel al filmărilor. Vă citesc. Pentru că eu apar primul pe scenă, de fiecare dată intru cu dreptul. Acasă, dacă vărsați piper, atunci e semn de ceartă. Cu sare am văzut, nu aveți nimic. Însă nu vă place să plecați de acasă fără ceas, iar dacă îl uitați, vă înfuriați rău pentru că trebuie să încălcați o altă superstiție, cea cu întorsul din drum. Când vă taie drumul o pisică sau când vedeți preotul, spuneți Doamne ajută. Și mai aveți o superstiție pe care ați moștenit-o de la părinți? Nu scoateți bani din buzunar în zilele de luni pentru că, vă citez, norocul și-l face omul cu mâna lui, la fel și ghinionul. Vreau să știu ce alte superstiții legate de bani mai aveți. Urmează întrebarea.
Fluierați în casă? Da, nu fluier nicăieri. Nu, nu-mi stă în obișnuință. Nu, ce, de ce să fluier? Nu. E superstiție. Știu, știu că e superstiție, dar nu. Zi, ziceți, alte altceva? Alte superstiții? Bă, în afară de alea enumerate, nu prea... E suficient, mai... oricum. Păi adică sunt, nu... sunt destule. Da, sunt superstițios, recunosc, dar... Bă, de unde vi se trage treaba? Nu, știu, așa e... Să pleci cu dreptul, na, ai... Sunt acolo, deja expuse. Nu știu de unde mi se trage. Probabil dintr-o educație... lacunară. Da, avem și superstiții. Chiar dacă părem așa niște oameni foarte stăpâni pe noi și ca, pe care nu ne nu ne îndoaie vântul, nicio adiere, de fapt, așa suntem strânci. Noi chiar așa. Avem superstiții, avem slăbiciuni. Ce plângem la filme. Aveți? Ce slăbiciune aveți, m-am întrebat? Da... Uite, la pisici, îmi plac pisicile. Am o slăbiciune la pisici. Da. Și altele pe care nu o să ți le, nu o să vi le spun acum. De ce? Pentru că nu e momentul și nu e cazul. Am înțeles, mai facem un interviu. Mergem mai departe, oricum, mulțumesc. Fiul noastră Vlad are acum 27 de ani, a urmat o școală din cartierul unde locuiați și nu una de fițe, pentru că ați spus v-ați dorit să crească într-un mediu natural și nu într-unul selectat artificial. Spre deosebire, noastră Vlad a practicat tenisul sub îndrumarea unui antrenor și este pasionat de fotbal. Am văzut, este dinamovist și a trebuit să-l însoțiți la meciurile echipei lui favorite. Fiul dumneavoastră a studiat chimia în Marea Britanie. Mai mult, despre Vlad ați spus că este un tip foarte serios și sobru și că nu v-a moștenit umorul. Urmează întrebarea. Cât de mult vă seamănă fiul dumneavoastră? Seamănă în multe privințe, dar în legătură cu umorul, aici trebuie să nuanțez un pic. Nu că nu l-am moștenit. Are umor, dar nu... are dorința să se expună public. Nu îl interesează aspectul ăsta, absolut deloc. E un, o persoană croită așa pe un calapot diferit de mine. Adică, cui seamănă? Mă rog, cred că la amândoi părinții seamănă, ca orice copil. Și în ce sens e diferit? E mult mai serios și mai hotărât decât sunt eu. Nu-i, eu am spus, am problema asta cu... În anumite momente nu iau decizia repede și așa. Mă gândesc de 1000 de ori. El e altfel. Are ținte foarte clare, foarte bine definite și foarte adaptat la contextul actual. Știe ce se întâmplă în jurul lui, din punct de vedere profesional, vreau să spun. Trăiește într-o altă lume, cu totul diferită de asta pe care o cunosc eu, are cu totul alte repere, din punct de vedere cultural este cu totul și cu totul diferit, pentru că se raportează la un alt context și la o altă lume, lucrează pe performanță la maximum, și n-avea cum să nu fie diferit, pentru că timpurile sunt foarte diferite. Eu cu timpul meu, el cu timpul lui și asta e. Dar e bine. Mulțumesc, continuăm. Ați povestit că părinții nu au ezitat să vă pedepsească pentru boacănele pe care le făceați în copilărie. Vă citesc, am mâncat multă bătaie de la tata. Da, e o vorbă strămoșească, unde dă tata, crește. Mama, în schimb, avea un aliat, ați spus așa. Avea mama un băț de un metru și. Acela era Sfântul Nicolae. Știam că e grav dacă ajunge să mă alătuiască cu Sfântul Nicolae. Vreau să știu dacă ați dus mai departe această educație tradițională cu care v-ați format, mai ales că sunt de stată de băiat. Urmează întrebarea. Da. Cum v-ați pedepsi fiul?
Am învățat să numere stând cu fața la colț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, până la 10, trebuia să numere până la 10, când făcea câte o ceva. După aceea număra din 10 în 10, 10, 20, 30, 40, deci primii pași în matematică i-a făcut la colț, da. Nu, coercitiv așa nu, mai puțin, nu. Dar e firesc să te mai enervezi. Mai ales când, na, copilul zvăpăiat, ca orice băiat zvăpăiat, mai face câte una mai groasă. Dar avem și noi înțelegerea noastră și... Acum mai... face chestii mai... Nu. Nu, acum. Nu știu, între... E un om în toată firea, nu mai acum. Acum sunt alte aspecte. Dar nu mai pot să mă enervez eu pe... Pot cel mult să dau un sfat, să avem o discuție, să... dar sunt lucruri absolut normale, absolut firești. Bine. Am înțeles. Mergem mai departe. La începutul anului trecut, ați trecut prin experiența dură a îmbolnăvirii cu COVID. Pe 29 ianuarie 2021, când erați internat la Matei Balș, a avut loc acel incendiu din pavilionul 5, în urma căruia 20 de oameni și-au pierdut viața, după cum avea să anunțe presa două săptămâni mai târziu. Când a izbucnit focul, dumneavoastră dormeați într-un salon la etajul 2 al acelui pavilion. Ulterior ați povestit coșmarul prin care ați trecut, vă citez: aveam masca pe față, eram dependent de oxigen, cu un efort foarte mare am reușit să ajung în curtea spitalului. Jumătate din etajul 1 ardea, erau valuri uriașe care se ridicau spre cer, era o atmosferă de film horror. Pompierii ocupaseră curtea, încercau să spargă niște uși să ajungă la bolnavi. Eu sunt unul dintre cei care au plecat spre salvare cu asistenta care îmi ținea butelia de oxigen și mai ținea și încă o bolnavă. Mărturia dumneavoastră este... turburătoare, cred că ar fi termenul cel mai potrivit. Urmează întrebarea. Cum e să fii bolnav de COVID în România? Ce întrebare e asta? E la fel cum este să fii bolnav de COVID oriunde în lume. Cred că e adevărat, sunt condiții în spital diferite, pentru că aici spitalele îți asigură căldură fără să ți o dorești. De fapt, problema căldurii în București s-a rezolvat de anul trecut, ard spitalele. Deci, bolnav de COVID în România, eu vorbesc despre mine acum, senzația pe care am avut-o în momentul în care am intrat în secția de COVID a fost senzația că am intrat într-un tomberon. Asta a fost senzația mea. Într-un loc de care toți se feresc de tine. Nu vor să te atingă? Ești ciumat. Veneau doctorii săraci, îmbrăcați, astronauții, se plimbau pe lângă paturi, ne luau, ne puneau pe deget pulsoximetrul, ne luau tensiunea, alea. Eu nu știu la ora asta cum arată oamenii la față. Nu știu. Să le dau bună ziua când mă întâlnesc ei pe stradă. Am stat 3 săptămâni în spital. Bun, am stat până la incendiu, am stat acolo, după care m-am mutat. Câteva ore am stat și la Sfântul Panteleimon și după aceea la un spital la Monța. Vă mai dau timp. Să fii bolnav de COVID este foarte rău ori, dacă faci formă severă. Oriunde în lumea asta. Pentru că COVID-ul nu alege. La români facem într-un fel și la americani facem altfel. Nu. E fiecare om cu norocul lui. Problema e că dacă stai într-un spital
în care bate vântul prin ferestre și afară sunt minus 12 grade și ai neșansa să stai într-un pat lângă fereastră și când bate vântul se ridică pătura așa, și tu ai temperatură și frison și curg apele pe tine noaptea și te scol de 4 ori pe noapte ca să îți schimbi tricoul și e foarte frig în salon. Aici e o diferență între România și America. Și când saloanele iau foc din cauza aerotermelor? Asta e. Asta e diferența. Mulțumesc. Despre fratele noastră mai mic, Eugen, ați vorbit foarte rar. În 2007 ați spus că vă plăcea să vă petreceți verile alături de părinți la Iași și că uneori vi se alătura și fratele în această vacanță, vă citez. Eugen este stabil la Montreux, în Elveția, de mai mulți ani. Din păcate ne vedem rar. Distanță mare și timp puțin. Noroc cu internetul. Mare minune. Ați fi putut și dumneavoastră să vă stabiliți în străinătate, dar nu ați făcut niciodată acest pas. Urmează întrebarea. Ce vă ține în România? Aici s-au născut moșii și strămoșii noștri. Cum să plec eu de aici? Unde să plec? Cui să spun glume în Elveția? Nu mă interesează. Unde să vorbesc eu la televiziune în Elveția? Ce-i Denis Rifai au elvețienii? N-au, probabil că au, una mai bună chiar. Nu știu. Nu cred. Deci, de asta sunt în România. Și nu vreau să plec în altă parte. Și nu mă interesează să plec deci, în altă parte. Punctual, prin prisma și doar datorită meseriei. Meseriei și a contextului. Nu sunt un aventurier. Recunosc asta. Nu am această calitate să sparg bariere, să mă duc înainte cu orice preț. Nu. Suntem... confortul. Mai așa, mai așezați. Mai statici. Și când plec în concediu, plec cu gândul la întoarcere. Trebuie să mergem cu ultima întrebare. Ultima întrebare. Pe locul întâi sunt glumele cu proști. Trebuie să faci glume cu proști. Omul se uită și spune, uite, ăla e mai prost decât mine. După aceea, glumele cu politicieni, care reprezintă o categorie aparte, ați numit până acum. Sunt vorbele dumneavoastră și sunt susținute și de foștii noastre colegi de trupă. Doru Pârcălabu a spus că i-ar fi plăcut să trăiască într-o țară doar cu oameni deștepți, dar, îl citez, ce ne-am face atunci? De cine am mai râde și pe cine am mai prosti? Iar Florin Constantin era sigur că trupa Divertis nu va dispărea niciodată pentru că, îl citez, luați-o ca pe promisiune, Divertis va dispărea atunci când va dispărea prostia din România. Iată că astăzi Divertis nu mai există. Mergem cu ultima întrebare. Urmează întrebarea. A dispărut prostia din România? Ce întrebare e asta? Prostească. E o întrebare prostească. Cum să spui așa ceva? Încerc ca să răspundeți totuși. Câtă vreme vor fi oameni pe pământ, va fi și prostie. Și nu vorbesc aici doar de români. Eu v-am întrebat punctual. A prostia n-are cum să dispară. N-are cum să dispară. Pentru că face parte din natura umană. E multă. Da. Este multă. Doamne ajută, ne-a dat cât să dăm și la alții și dăm. Dăm, că dăm la toată Europa. Dăm. Adică așa de darnici suntem cu chestia asta, îi minunăm pe toți. Deci nu există mai bun produs de export decât ăsta. Am reușit și nu vreau să intru în amănunte, cert este că... Deci la componența PIB-ului românesc trecem în primul rând prostia.
dacă s-ar monetiza, da, și ceva, că se monetizează. Ea se monetizează. Nu ne dăm noi seama, dar din cauza prostiei, probabil că nu stăm mai bine la o mulțime de capitole din viața noastră. Cum ar fi căldura în spitale? Cum ar fi? Și nu vorbesc de prostia populară, pentru că poporul are dreptul să fie prost. Are dreptul ăsta. Mă refer la cei care sunt la vârf, la cei care conduc destinele. Acolo e problema. Nu mai dau timp. Dacă nu ar fi prostie, după părerea mea, lumea ar fi îngrozitor de tristă. Și din cauza asta, nu trebuie să ne mai punem problema asta, că bă, că ce prost ăla, că ce prost, bă, foarte bine că e. Că dacă el nu era prost, eu nu-mi dădeam seama cât de deștept sunt. De asta e bună prostia. Proștii există ca să ne dăm noi ceilalți seama cât de deștept suntem. Și exact același lucru spun și proștii despre noi. Adică, așa. Pentru că la ora asta în România, toți suntem proști. Nu este niciunul deștept. Știi de unde pleacă? De la vaccin. Vaccinații spun despre nevaccinați că sunt proști. Nevaccinați spun despre vaccinați că sunt proști. Deci, per total, suntem cu toții niște proști. Să ne fie de bine, Doamne ajută, să mergem înainte, că avem cu ce. Mulțumesc, Toni Grecu, pentru prezența în primul rând aici la 40 de întrebări. Acesta a fost maratonul celor 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel, de unde rezultă că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări. 5 minute mai avem la dispoziție. Bineînțeles că nu le vom folosi în integralitate, însă dacă sunt chestiuni ce au rămas nelămurite, lucruri pe care ați vrut să vă întreb și eu n-am făcut-o, sau pur și simplu lucruri pe care vreți să le numiți, acum este momentul. Nu am ce să completez altceva la cele ce am spus până acum. Aș vrea neapărat să îmi exprim speranța că anul ăsta se termină pandemia și că nu vom avea vreun război în apropiere. Asta este dorința mea cea mai mare. Și că dacă ne vom mai întâlni la emisiunea asta sau la alta, să o facem sănătoși, fără măști și fără distanțare socială. Așa să fie, Doamne ajută. Și să mai facem o emisiune, pentru că de-abia acum ne-am cunoscut. Păi, și n-am răspuns să... la o mulțime de întrebări, n-am răspuns decât un pic așa, cu un... Iar eu trebuie să respect invitatul și v-am respectat decizia, v-am lăsat să mă plimbați cât și ați dorit. Și eu v-am lăsat, stimată Denise. Mulțumesc, însă, și este un lucru pe care vreau să-l menționez, că nu mi-aș cerut în niciun moment să negociem asupra temelor de discuție sau a întrebărilor, și este un lucru pe care vreau să-l menționez. Ați acceptat invitația mea, nu din prima, a fost așa un dans între noi doi, apropo de invitație și de răspunsul noastră de a participa la 40 de întrebări. Ați venit, sper că v-a plăcut interviul, urmează evaluarea mea. Mi-a plăcut să vă găsesc foarte tonic, asumat, da, mult departe de a vă recunoaște greșelile sau parte din greșelile pe care probabil că le-ați făcut. Dar nu s-a pus problema. Am notat însă că aveți un somn foarte fin, extrem de fin, și că aveți umorul, nu că la dumneavoastră, așa, este în fiecare moleculă din corpul dumneavoastră. Mulțumesc mult, Toni Grecu, a fost o emisiune foarte plăcută. Cu greu m-am putut abține de a nu... izbucni în râs de foarte multe ori pe durata emisiunii și rar mi-a fost dat să mă provoace astfel un invitat. Îmi pare bine să aud cuvintele astea atât de frumoase despre mine. Ar vrea să mai spun despre mine, dacă foarte tot am scurt, această ocazie, așa? Că sunt mirat de citatele pe care le-ați citit pe parcursul emisiunii. Sunt mulțumit cu ce am spus de-a lungul timpului și cu extrasele din presă pe care le-ați prezentat aici. Nu credeam că sunt așa deștept. Plec de aici mulțumit. Ce să zic, Denis Rifai,
mi-am făcut o impresie bună despre mine. Apropo de citat, ar trebui să adăugăm și că prostia e veșnică și a noastră. Da. Bine. Mulțumesc frumos, Toni Grecu. A fost o reală plăcere. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni aici la 40 de întrebări. Sunt Denis Rifai. Aceasta a fost ediția din această seară cu stimatul invitat. Sunt Denis Rifai. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, multe și noi alte întrebări. Seara frumoasă să aveți. Mulțumesc. La revedere.